Chestnut roasting. Salutare oameni buni și bine ați revenit la 6-lea episod din seria noastră minunată de Vlogmas. În videoclipul de astăzi o să vă arăt cum mă pregătesc eu de examene și am să mă împărtășesc cu câteva sfaturi cum să înveți eficient pentru sesiune. Let's do this! Înainte de a trece la procesul de studiu propriu-zis, mereu îmi fac curat în cameră. Așa îmi creez o atmosferă drăguță care mă motivează să studiez. Nu știu cum vă pregătiți voi, dar mie îmi place să mă îmbrac în ceva mult, mult mai confortabil și totodată încerc să mă aranjez cât mai plăcut mie. Sub nicio formă nu uit de masa de lucru, pentru că acolo urmează să-mi petrec jumătate din zi. De aceea aranjez câteva lucruri înainte de a începe să lucrez. Acum că ne-am făcut confortabil, putem începe. Da, aici ultimul meu clip de pe canal. Psst, mergeți și îl vizionați. Ei bine, după ce am aflat subiectele pentru examen, am subliniat cu diferite culori subiectele care urmează să le studiez într-o zi sau subiectele care sunt foarte semănătoare. By the way, nu uitați să vă deconectați telefonul ca să nu verificați mereu mesajele care vin sau să vă distragă de la proces. Acum, cu siguranță, putem începe. În procesul meu de studiu, îmi place foarte mult să dispun de multe materiale colorate. Eu folosesc mereu highlightere, markere și post-ituri. Fiecăruia dintre noi este caracteristică o singură metodă sau mai multe metode de a memoriza informația. Spre exemplu, pentru unii este eficientă metoda auditivă, pentru unii vizuală, pentru unii este eficientă metoda atât vizuală cât și auditivă, iar eu sunt una dintre acele persoane. La fiecare subiect în parte, facă-te un mic conspect cu cele mai importante chestii din temă. Care e faza cu markerele și cu highlighterele, vă întrebați? Ei bine, mă ajută să rețin informația mult mai ușor și să mi-o amintesc în timpul examenilor. Următorul lucru pe care îl consider unul dintre cele mai importante lucruri din metoda mea de a studia pentru examene este să-mi aranjez o rutină de studiu. Ca să vă fie mai clar, rutina mea de studiu constă din strict 30 de minute în care mă focusez și apoi 10 sau 15 minute îmi acord pentru odihnă. În acel moment pot să stau pe telefon sau să ascult muzică. Pot să deschid geamul sau să ies pe afară ca să respir aer curat, pot să beau un ceai, pot să mănânc ceva. În momentul în care aveți 10-15 minute la dispoziție ca să vă odihniți, e bine să faceți ce vreți voi. Pentru că în momentul în care vă acordați câteva minute pentru relaxare, informația pe care deja ați memorizat-o până la momentul dat se așează pe rafturi în creierul dumneavoastră. După pauza bine meritată, revenim la locul nostru de muncă pentru următoarele 30 sau 40 de minute. În ceea ce privește rutina voastră de studiu, am uitat să mai adaug că este la discreția voastră. Alegeți orele pe care vreți să le petreceți strict pentru universitate. De exemplu, dacă sunteți mult mai activ dimineață, atunci puteți să vă alegeți o rutină de la ora 9 până la ora 3 sau până la ora 2 după amiaza. În cazul meu, eu mi-am ales rutina de studiu de la ora 12 după amiaza până la ora 6 seara. În faza finală a studiului, atunci când mai rămâne maxim o oră sau două ore înainte de a termina practic studiile pentru examen pentru acea zi, încerc să recapitulez tot ceea ce am notat, tot ceea ce am învățat timp de o zi. După o zi grea de studiu, pot să fac absolut ce-mi doresc. Nu uitați că odihna este foarte importantă după ce studiați. Dacă vă terminați rutina voastră de studiu, încercați să vă detașați complet de ceea ce înseamnă examene și ocupați-vă cu ceea ce vă place. Deci, da, oameni buni, asta este cea mai eficientă metodă din perspectiva mea pentru a mă pregăti de examene, dar totodată pot spune că o pot folosi și liceenii care momentan susțin tezele. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un mare like, scrieți jos în comentarii care este metoda voastră de a studia. Nu uitați să vă abonați la acest canal pentru că m-ați face super fericită în ajunul acestor sărbători frumoase de Crăciun. Corina de la Edit împreună cu pisicul vă spun la revedere. Ciao!